Bună ziua și bine ați venit în piața Regele Ferdinand I la inaugurarea Galeriei de Artă prin expoziția Natură și Fantezie deschisă astăzi, autor fiind domnul Emil Mureșan, binecunoscutul artist plastic medieșan. Este o onoare să putem deschide prin sprijinul și bunăvoința Direcției Municipale pentru Cultură a Primăriei Mediaș, sub directa coordonare a Muzeului Municipal, iată, spuneam, deschidem această galerie de artă, acest spațiu minunat, mulți ani la rând nefolosit și fără nicio utilitate, dar iată că astăzi ajungem să poposim, și mă bucur să spun în număr atât de mare, să poposim în acest spațiu și să admirăm lucrări unicat realizate din pânză de paianjen, piatră sau lemn, așa după cum spuneam, de către artistul plastic Emil Mureșan. Pentru Muzeul Municipal este o deosebită onoare, pot să spun că nu ne mai ajunge spațiu pentru expoziții și atunci ne-am extins, dacă mi este îngăduit acest lucru, să coordonăm acest spațiu și să asigurăm artiștii plastici de întregul sprijin și întreaga colaborare în organizarea de expoziții și evenimente aici. Cu mulțumirile adresate pentru că sunteți alături de noi astăzi, mulțumim și invitațiilor noștri și în mod special domnului viceprimar al municipiului Mediaș, domnul George Petrescu, pe care am să rog să vă adreseze câteva cuvinte. Bună ziua! Bine ați venit în galeria municipalității. Vreau să vă spun că în urma discuțiilor pe care le-am avut cu directorul nostru, domnul Costea, și cu domn primar, am hotărât ca prin Consiliul Local să dăm o hotărâre de Consiliul Local pentru că acest spațiu să fie o galerie de artă. M-am bucurat foarte mult în momentul respectiv pentru acest fapt, pentru că pe domnul Mureșan îl cunosc de 3 ani, 4, cam așa, 3 ani buni. Și printre altele, personal, discutând cu dânsul, știam că are o expoziție mai deosebită de pânză de paianjen, lucrări făcute din pânză de paianjen, care nu este într-un loc normal sau să-și desfășoare activitatea, mai ales că avem vizitatori din străinătate, din țări străine, care vin special să vadă lucrările dânsului. De aceea, în acest moment, sunt foarte bucuros că astăzi putem avea o expoziție în care dânsul să-și expună lucrările. Și ceilalți artiști plastici din municipiul nostru pot să-și desfășoare activitatea aici liniștiți, că mai avem medieșeni care au înclinații în acest sens. Iar vă rog din suflet să nu ocoliți acest spațiu când veți trece prin dreptul lui. Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o dupămasă plăcută în continuare. Mulțumim foarte mult domnului viceprimar. Despre acest proiect privind galeria de artă, respectiv lucrările expuse ale domnului Emil Mureșan, îl rog pe domnul director Lucian Costea, directorul Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret, să vă spună câteva cuvinte. În primul rând, aș dori să vă urez un călduros bun venit, deși până va fi cald afară, va fi frig și aici unde ne aflăm. Este într-adevăr un proiect la care am lucrat alături de domnul Emil Mureșan, căruia îi mulțumesc pe această cale de câțiva ani. Am văzut acest spațiu cu vreo 2 ani, dacă țin bine minte. Dânsul a venit cu ideea, o idee pe care am îmbrățișat-o din prima clipă. Este ceva cu totul și cu totul inedit, atât pentru Direcția de Cultură, cât și pentru municipalitate. Și spun acest lucru deoarece, iată, ne aflăm în Galeria Natură și Fantezie, denumire dată de Consiliul Local prin hotărâre de Consiliu, odată cu alocarea spațiului către Direcția de Cultură. Este prima galerie de artă a Direcției de Cultură în afara muzeului, care practic se află totuși sub cupola muzeului, dar nu se află în incinta muzeului. Și pe de altă parte, prin locația în care se află,
trebuie să fiți de acord cu mine că nu mai avem la Medeaș un asemenea spațiu pentru artiștii plastici. Eu vreau să-i mulțumesc domnului Emil Mureșan pentru sprijin și colaborare. Îl asigur în continuare de sprijinul și colaborarea noastră. Municipalitatea, Direcția de Cultură apreciază și încearcă să pună în valoare cât mai multe din operele dânsului. Acest spațiu practic va intra într-un circuit turistic, va putea fi vizitat oricând și chiar în săptămâna imediat următoare, în săptămâna altfel care se desfășoară la nivelul școlilor, în acest spațiu intrarea va fi gratuită pentru elevi și studenți. Încă o dată, mult succes, multă putere de muncă, multă sănătate și sperăm să ne fiți alături. Mulțumesc! Mulțumim mult, domnule director Lucian Costea, un prieten apropiat al domnului Emil Mureșan, profesorul Mircea Vâlcu, o să vă adreseze câteva cuvinte. Bună ziua pentru toată lumea! Eu sunt, ca să spun așa, tot așa de surprins ca și dumneavoastră la această expoziție, întrucât nu am fost prins într-un program ca să vorbesc despre expoziția domnului Mureșan. Însă mă bucură să pot participa la această expoziție pentru că am o apreciere deosebită pentru artistul pe care îl omagiem în această expoziție, dumnealui fiind unul dintre contemporanii mei, sau eu un contemporan de-al dumnealui, pentru că împreună însumăm aproape 170 de ani, dacă adunăm ani. Și sunt surprins în primul rând de această sală. Din acest punct de vedere aș felicita municipalitatea care s-a decis să dea acestei, nu știu cum să spun, săli, încăperi, pivnițe, nu are nicio importanță, destinația pe care a dat-o și e un caz fericit că oarecum inaugurarea acestei săli se produce cu expoziția domnului Emil Mureșan, pentru că prima dată când am intrat aici am crezut că vom colecta ceva material pentru niște tablouri de ale domnului Mureșan. Aici găsim pânză de păianjen, găsim o locație care se potrivește cu tot decorul și sub acest aspect cred că este o reușită greu de realizat în intenția de a face o expoziție care are ca obiect așa arta unui talentat om de artă, cuprins în cartea recordurilor pentru ceea ce a realizat. Și în același timp să apreciez că în municipiul nostru se desfășoară activități culturale destul de frecvente. Este un lucru foarte important, aș spune eu, că într-o lume în care partea politică și economică se pare că au o prioritate oarecum absolută, se găsesc oameni care să iasă din banalul activităților despre care am vorbit și să se consacre unei activități, aș spune, parcă mai puțin productive și aducătoare de beneficii, cum este asta. Din acest punct de vedere, Medeșeli se pare că au luat-o puțin înaintea altor comunități, localități, indiferent cum, și exprimă așa plăcerea de a cultiva frumosul și de a-și arăta dragostea pentru acest frumos. Este un lucru lăudabil pentru municipiul nostru și faptul că sala aceasta este la ora actuală plină demonstrează valabilitatea tezei pe care am expus-o.
Despre domnul Mureșan se pot spune lucruri foarte multe, pentru că activitatea pe care o desfășoară și are deja o anumită tradiție. Numele lui Emil Mureșan nu este numele unui novice, este numele unui consacrat și spre mândria noastră ca locuitori ai acestei urme, numele lui Emil Mureșan este un nume de rezonanță internațională. A fi prins într-o carte a recordurilor lumii, cum este cazul artistului despre care vorbim, spune destul de mult despre valoarea lui. Diversitatea preocupărilor sale artistice arată că Emil Mureșan este într-adevăr un om de substanță în ceea ce privește arta, pentru că vorbim despre Mureșan, vorbim despre pictură, vorbim despre sculptură și vorbim în general despre niște formule artistice de mare inovație, pentru că natură și armonie și artă înseamnă un câmp larg de activitate. Nu numai tablourile acestea alcătuite așa din pânze de păianjen, dar îmi aduc aminte despre niște, greu de spus ce anume, niște formule artistice din crenguțe, din crenge, răsucite sau găsite în niște forme apropiate de niște contururi artistice. Mureșan a creat un fel de tablouri sau un fel de sculpturi, în afara sculpturilor propriu-zise, care ornează diferite localități la intrare, în centru, în media și în mod deosebit. De atare, sigur că Mureșan reușește să ne aducă o bucurie pe plan artistic prin varietatea preocupărilor și prin valoarea lucrărilor pe care le-a expus, ne expune, și un lucru iarăși de remarcat și surprinzător. Cum am spus, împreună însumăm niște ani. Totuși, la Emil Mureșan parcă nu se cunosc anii acestea, pentru că Emil Mureșan lucrează încă. Este un lucru foarte interesant, dar la o vârstă la care foarte mulți au cam depus armele, în ceea ce îl privește pe Mureșan, îl vedem ca și pe timpuri pe bicicletă și mișcându-se, da, mă rog, a fost salvat de mașină, probabil, mișcându-se cu foarte multă vioiciune și rapiditate. Și această vitalitate fizică se transmite și în planul activităților spirituale, pentru că Mureșan încă mai comite acte artistice, mai face o pictură, mai sculptează, mai are program, proiect, este deci activ. Repet, la o vârstă la care, în genere, oamenii cam își încetează activitățile de natură spirituală, noi vorbim de cele fizice. Pe atare, eu zic să-i mulțumim că ne încântă sufletul și că aduce urbei noastre încă faimă, prestigiu și bucurii locuitorilor săi. De aceea aș zice eu să aplaudăm artistul și arta lui. Mulțumim foarte mult, domnule profesor. Domnule Emil Mureșan, aveți cuvântul. Mi-e greu să spun, nici nu știu cum să încep. În primul rând vreau să spun că tot ce am făcut n-a fost decât o nebunie. Și dorința mea să las în acest burg un semn, dacă timpul pleacă și vântul nu-l șterg. Sigur că toată viața n-am făcut altceva decât am căutat să fac ceva care să promovez acest burg.
să vorbească și despre orașul Medeaș frumos și nu numai alte lucrurile. Sigur că toată munca asta mare pe care am făcut de aproape 60 de ani, am făcut-o cu mare plăcere pentru dumneavoastră, pentru medeșenii. Ce pot să spun? Mulțumesc mult pentru că sunteți atât de mulți prezenți. Nici nu mai pot să vorbesc. Felicitându-vă din tot sufletul, dorindu-vă multă, multă sănătate și putere de muncă, felicitându-vă așa, după cum spuneați, pentru ceea ce ați făcut pentru oraș și mai faceți în continuare, mulțumindu-vă dumneavoastră pentru că sunteți astăzi aici, continuând ceea ce spunea domnul profesor Vâlcu, activitățile în orașul Mediaș sunt pe val, ca să spun așa, și continuă. Doresc să vă invit mâine la ora 13 la Muzeul Municipal, unde vom vernisa expoziția Pro Natura in Memoriam Weber Peter. Vă lăsăm să admirați lucrările și vă mulțumim încă o dată.